care este motivul? Păi, Alexandru Nevski, i-am bătut pe suedezi, i-am bătut pe mongol, i-am bătut pe turci, i-am bătut pe tătari, i-am bătut pe Napoleon, l-am bătut pe Hitler. Păi noi suntem cei mai buni, suntem eroi, eroilor lumii. Foarte bine. Să facă. Nu la noi umilințe, ca la bătaie și de la la și de la la și de la la. Noi n-avem în spate această forță extraordinară să avem un minister al propagandei românismului adevărat și să combatem toate mizerile antiromâniste care se pun în cap? Nu cumva noi suntem înșine proprii noștri antipropagandiști de demnitate? Așteptăm să se spună ce să facem și cum să facem pentru a fi împreună? Iată câte întrebări se nasc care ar trebui să prindă substanță acțională, directă. Și de aceea am venit cu foarte multă dragoste la invitația doamnei Gorea și a lui Doru, cel mai mult a insistat după mine, acum a sunat fratele Valeria. Eu l-am pus. Pentru că trebuia, pentru că trebuia să fi plecat mai devreme. Am ascultat și mă bucur din suflet că am ales această cale, că am ascultat lucruri deosebite, de analiză din perspectiva cercetătorului independent, nu a cercetătorului în leafă la nu știu cine. Că de regulă cine e cercetător la un institut vine cu, cu lecția învățată și spune, pune placa. Închei. Iertați-mi că m-am cam încins pentru că nu pot să vorbesc netrăind. Unii vorbesc din limba, din vârful limbei, din buze, își bagă inima în buzunarul său și basta, basta. Când vorbește despre Basarab, despre românism, despre românitate, despre unitate, despre unificare, nu pot să fii decât ceea ce a spus Eminescu. Sunt român și punctul. Nu că neamul meu a dat trei pastorul finesc. Trei frații lui tata sunt morți pentru eliberarea Bucovinei și, și Basarabiei. La Storojinez, în spatele lui Frondor, la biserică, a murit Octav, învățător de seară, fratele cel mare al lui. La Orhei, în prima cruce de pe, de pe a doua paletă, la Orhei, e Vasile Chelaru, găsiți numele acolo, mort acolo. Iar Ion a murit în Siberii. Trei frați mai mari sunt toți pentru pământul Basarabilor. Și de aceea, așa cum dumneavoastră, dacă faceți săpături în neamul vostru, veți găsi unul care a murit pentru acest neam, unde, oriunde. Pentru Cadrater, pentru Basarabia, că s-a dus în ordinul, ordinul regelui, n-are importanță. Suntem un neam care avem în spate vână adâncă din neamul dacă românilor, care știe să lupte pentru țara asta. Nu este doar o replică dată lui Putin, ci este o replică pe care trebuie să ne însușim noi ca o matrice, ca o stare energetică a trăirii viitoare. Așadar, dragii mei, a fost un act criminal. Orice act criminal constatat trebuie denunțat. Iar Basarabia și România nu trebuie să ceară aprobarea nici de la Moscova, nici de la Berlin, nici de la Washington pentru a fi împreună. Vă mulțumesc!